de toate, aș vrea să spun două cuvinte despre Dinu Pilat, un om pe care foarte tânăr fiind l-am cunoscut. Aveți aici o carte care e o neașteptată restituire. Cu toții credeam că romanul lui Dinu Pilat, scris în, la începutul anilor 50, e definitiv pierdut. Era un roman celebru prin absența lui. Și el vă dă o idee despre cine a fost Dinu Pilat, dar poate mai cu seamă despre cine n-a apucat să fie Dinu Pilat. Pentru că Dinu Pilat face parte din acea generație de intelectuali care prin anii 40 avea 20 de ani, care, deși este fiul poetului Ion Pilat și nepotul lui Brătianu, nu are nicio legătură cu o lume, să spunem, clasică a interbelicului românesc. E un om care publica în revista Albatros alături de Virgilie Runca și el putea reprezenta un mâine al literaturii române așa cum se vedea, așa cum se vedea ea la sfârșitul anilor 40. Un mâine care n-a fost să fie. Așa că, ținând în mâini cartea lui Dinu Pilat, aveți ceva din proiecția a ce ar fi putut să fie cultura română dacă n-ar fi căzut ghilotina. Dinu Pilat, Așteptând ceasul de apoi, eu o consider cartea anului. S-a spus deja înaintea mea de ce lucrul ăsta poate fi gândit așa în termenii ăștia. Cartea e cartea anului, evident, înainte de orice din cauza biografiei. Și ea va fi în permanență citită multă vreme de acum înainte pe cele două registre ale ei. Registrul propriei biografii și registrul ei de carte de roman literar. Noi, deocamdată, fiind sub impactul descoperirii ei, adică apariției la lumină, cum spunea Vlad Zografii, ea a existat ca un mit al absenței, toată lumea vorbea de ea, dar știindu-se că a fost confiscată de securitate, era considerată pierdută și celebră prin propria ei absență. Rapid, a fost scrisă în 1948, autorul avea 27 de ani, i-a dat drumul în lume, nu se putea, fiind vorba de subiectul mișcarea legionară pe care căuta să o înțeleagă, nu se punea problema unei publicări în anii 48-50, așa încât a dat-o, l-a circulat în mediul lui de prieteni. În 59, toți cei care au citit cartea împreună cu autorul au fost arestați și s-a constituit lotul Noica Pilat. Cartea a dispărut din clipa aia în burta arhivelor securității, autorul a fost condamnat la 25 de ani de închisoare și cartea n-a mai apărut niciodată și era considerată pierdută. Ea a fost descoperită printr-o întâmplare în anul acesta, la 1 martie 2010. Și așa a apărut. Asta este povestea cărții și este destinul unei aberații, este un fragment din aberația extremă pe care o poate trăi cultura, pe care o pot trăi oamenii într-o societate dementă. Adică într-o societate care rupe legăturile cu istoria umanității normale. Ceea dat fiindcă atunci când o citim noi nu înțelegem ce l-au condamnat pe autor pentru ceva care este inventat, atunci gândul ne duce că nu cartea a fost un pretext, iar că autorul trebuia condamnat pentru că tipul ăsta uman care își mai permitea libertatea în condițiile unei societăți totalitare trebuia lichidat. Și toți cei care aveau reflexe normalității, adică ale unei ființe normal libere, cum suntem fiecare când ne naștem și când societatea are obligația să ne păstreze în matca aceste libertăți, când există asemenea oameni și când se naște o societate totalitară, toți oamenii liberi trebuie să dispară. Iar aici era vorba de oameni liberi la vârf. Oameni care vreau să înțeleagă cu mintea lor lumea în care trăiau. N-aveau voie. Trebuiau să înțeleagă cu o minte standard. Cred că
este aproape obligatorie această lectură, măcar ca act de dreptate. Este o reparație la o teribilă nedreptate a istoriei, la închiderea în închisoare a autorului din cauza romanului Așteptând ceasul de apoi, socotit un roman legionar, pro-legionar. Cred că cu cât îl citesc mai mulți oameni acum, cu atât acea nedreptate rămâne, desigur, dar este compensată de, cum spunea Lidia, o faptă bună. Este cu adevărat un act de justiție să citești acum această carte. Dincolo de asta însă, cartea în sine merită citită, romanul acesta Așteptând ceasul de apoi, este un roman interbelic, merită citit măcar pentru câteva calități. Unul este, prima calitate este că nu plictisește, dar absolut deloc. Îl veți citi și îl veți duce la capăt. Asta deja pentru mine spune totul. A doua calitate extraordinară este că e un roman cu miza. Iar miza acestei cărți este a înțelege istoria. Și anume o cotitură tragică în mersul istoriei. Iar al treilea lucru pentru care merită citit acest roman este că e scris cu onestitate. Până la Dinu Pilat eu n-am înțeles cum generația 27 și toți ceilalți în jurul ei au putut să ajungă la extremism.